Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit! Suntem o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Astăzi vorbim despre un proiect interesant, un proiect, o inițiativă a unui domn pe care l-am invitat în studio Capital TV din Deva. Proiectul se numește Deva 750, domnul se numește Cătălin Hosu. Cătălin, bine ai venit în studioul nostru pentru prima dată, nu spun ai revenit încă, probabil și sper să am ocazia să spun acest lucru, dar deocamdată spun bine ai venit în studioul nostru. Bine v-am găsit, mulțumesc! Deja mă simt bine. În ordine. Mulțumesc frumos. Ai lucrat în presă. Înainte de a vorbi despre proiectul Deva 750, haideți un pic să vedem cine ești, ce ai făcut în ultimii 5 ani. Știi chestia asta, da, nu? Cum era... să nu? Cum să nu? Adică bănuiesc că era chiar în miezul problemei atunci. Momentul da. Decembrie 89 și ce s-a întâmplat după aceea era, da, ce ai făcut în ultimii 5 ani? Asta era întrebarea pe toate... Cred că ar fi trebuit gardurile. Să rămână o întrebare care să... Serioasă și... La și care să funcționeze și una într-una de atunci, de atunci până acum. Proclamația 8 de la Timișoara, probabil punct 8, că da. Punctul 8 s-ar fi rezolvat multe lucruri. Dacă cu siguranță. S-ar fi pus în aplicare, dar din păcate majoritatea nu a dorit lucrul acesta și se vede și astăzi, da. În ordine, deci în ultimii 5 ani ce mi-ai făcut? În ultimii 5, ba chiar mai mulți, aș zice, aproape 15 ani, m-am ocupat de tot de comunicare, însă de partea de relații publice a comunicării. Am lucrat pentru o companie multinațională, iar în ultimii 5 ani, de fapt, aș putea să zic că în ultimii 5 ani am lucrat pentru firma mea de comunicare și relații publice pentru diversi clienți. Bun, e bine de știut că domnul Cătălin Hosu a lucrat în media, în media vizuală, în media vizuală, ne poți spune. Am început să lucrez da. la ProTV Deva, când am început să lucrez în presă, apoi am lucrat și la ProFM, am lucrat și la ziarul, atunci îi spuneam Hunedoreanu, acum cred că este ziarul urmat de ziarul Hunedoreanului, da. Da, am fost în echipa de început a cotidianului Hunedoreanu. Bun, dacă ne uităm așa prin presa unedoreană, mai sunt chiar foarte mulți dintre cei care au început și care au fost pionieri. Mai apar așa informații și fotografii din perioada de pionerat cu mulți dintre colegi tineri, mă rog, perioada de pionerat. Cu altă mimica feței decât astăzi. Perioada de pionierat pentru presa din Deva a fost chiar 1990, cred, dacă nu luăm în calcul fostul ziar Cuvântul Liber, care era urmașul ziarului Drumul Socialismului, da. Despre care chiar vreau să vorbim puțin mai târziu în emisiune, da. În legătură cu proiectul Deva 750. Drumul Socialismului sau de... De Drumul Socialismului, okay. Da. Ok, notez. Așa. Dar ce pot să remarc la presa de astăzi față de presa locală de acum 15-20 de ani este că există mai multe mass media în momentul de față. Sunt câteva ziare tipărite, atunci era unul singur, Cuvântul Liber, a venit Hunedoreanu să-i facă apoi concurență. Bine vorbind, acum 20 de ani. Ziarul, cotidianul Hunedoreanu a apărut în anul 2000. Ăla a fost anul de deci începere a apariției. Da, exact, da. exact. Era doar Cuvântul Liber în Deva pe piață. Așa era... și ziarul Hunedoreanu face parte tot din Trustul Pro. Atunci făcea parte din Trustul Media Pro, da, era al Media doilea Pro. dintre ziarele locale. Că era Bihoreanu, era Clujanu. Clujanu a fost primul, urmat de Hunedoreanu, Bănățeanu, Bihoreanu. Da, da. Și care au mers foarte bine. Acum sunt mai multe, peisajul e mai bine, vorbim și divers. De media video, vorbim și de audio, vorbim și de presa scrisă. Așa este, așa chiar este, există online-ul. Plus online-ul, care e din ce în ce mai prezent. Așa este, așa este. Da. Oricum, ce părere ai? Eu zic că cu cât e mai multe mijloace, cu cât sunt mai multe mijloace de informare, cu atât cetățeanul e mai puțin informat. Ce zici de ideea asta? Da, nu știu dacă ține neapărat de numărul mijloacelor de informare în masă, ci ține cont de modul în care alegem fiecare dintre noi să citim știrile și noutățile.
Cred că e foarte important să citim și pe unii și pe alții și să încercăm pentru fiecare dintre informațiile pe care le primim, să încercăm să identificăm noi dacă este o informație corectă sau nu. Să ne facem propria părere despre, despre câte ceva. Da, asta în ideea în care, eu cel puțin cunosc foarte multe lume care nici nu mai vrea să audă nici televiziuni, nici ziare și internetul, mă rog, anumite domenii numai. Deci mulți trebuie s-au pus să... Dar trebuie să ne luăm știrile de undeva. Da. Și atunci când ne luăm știrile de undeva, indiferent că alegem să le luăm de pe Facebook, alegem să le luăm de pe Twitter sau din, de pe paginile de internet ale mijloacelor de informare în masă, din emisiuni radio sau, sau TV, e important să, să încercăm să identificăm ce este adevărat acolo, ce este în goană sau în căutare de, de senzațional. Și să încercăm să urmărim astfel de canale cât mai diverse. Să nu luăm de bună ce ne zic unii sau alții. Da. Nu ți se pare că în momentul acesta, cel puțin presa video, și nu dăm nume, mă refer la cea centrală, în special, e, să zic eu, cantonată într-o, să zic eu, într-un război care, mă rog, nici nu știu dacă, în afară de faptul că e de cancan, nu știu dacă îl interesează pe omul, pe românul de rând, românul care are viața lui, preocupările lui. Adică subiectele care se tratează acolo sunt de luptă între grupuri, interese, chestii, mai puțin România adevărată. Pare că... Asta e părerea mea, nu știu, acum sunt curios cum da, gândești. Absolut, absolut, da. Sigur. Mie mi se pare însă că atât timp cât, cât aceste canale de informare există, înseamnă că au publicul lor. A, da, da, acum sunt de acord. Și atunci e... Și atunci... Da, atunci există și trebuie să existe. Exact, exact. E nevoie exact. Și de ele. Exact. Da, cred că ai dreptate, așa este. Ca și acele știri de la ora 5 sau de la, mă rog, acum s-au ce, mutat. Ce vedem, s-au la, mutat acum, da, ce vedem la televizor, ora. Ce vedem pe website-uri este ce consumă oamenii și este, cum să zic, spunea cineva odată, păi e un cer vicios. Dacă oamenii cer asta, da, televiziunile o să le dea asta și atunci oamenii o să vrea în continuare și atunci televiziunile o să le dea în continuare. Presa este comercială peste tot în lume. Există foarte puține mijloace de informare în masă care nu sunt comerciale, am putea să vorbim, dar trebuie să fie cele care sunt, nu știu, ale statului. Păi TVR-ul, da? De exemplu. Da, TVR. Astea n-ar trebui să fie comerciale, astea ar trebui să fie cele care să dea o anumită măsură a ceea ce se întâmplă cu adevărat. Dar în, în rest, cele care sunt private, normal să fie mânate, da, de interese, să fie mânate de interese comerciale. Fiecare o să-și găsească, o să-și găsească publicul lui, la fel când mergem să ne cumpărăm, nu știu, o cămașă, putem să alegem din mai mulți producători, cam la fel e și aici. Da, da. Și poate că ar trebui să, să alegem și emisiunile pe care, pe care le ascultăm la radio sau la care ne uităm la, la televizor, tot cum ne alegem și cămășile. Să încercăm să alegem una de calitate care o să ne țină mai multă vreme și acum, care ne și place. Bine, povestea cu pâine și circ e veche, nu? Adică circul, dacă e asigurat, până la urmă are și consumatori. Da, așa este, așa da, este. Asta e adevărul. E, e mult în presa comercială trebuie să fie și mult divertisment. Da, clar. Pe asta se bazează, în primul rând, că să fie un produs vandabil. Așa este. Cu cât se vinde mai bine, cu atâta, mă rog, trăiește și în ordine. Lucru care, de exemplu, ProTV-ul a făcut o bună perioadă și cred că și astăzi. Ei, de altfel, cred că își păstrează foarte interesant direcția pe care au pornit. Probabil că nu la fel de intens, dar oricum sunt cumva. Eu cred că au făcut o alegere, ProTV-ul cred că a făcut o alegere foarte bună în momentul în care a renunțat la talk show-urile cu invitați în, în prime time. Și o altă alegere foarte bună a fost când a renunțat la implicare politică în, în România, care nu mai este deloc vizibilă la, la ProTV. Că ea există? Nu știu. Mie nu mi se pare vizibil. Dar e, este, este un model pe care ProTV-ul l-a adoptat și, ce să zic, în continuare pare a fi un model de succes.
Da, clar. Bun, revenim la zilele noastre, ca să zic așa. Ai plecat din presă, de ce? Eu mă pregătisem pentru altceva. Eu am început să lucrez în presă în timpul studenției. Mă pregătisem pentru altceva. Am absolvit științe economice, lucrarea de licență mi-am făcut-o pe comunicarea firmei cu mediul. Am încercat să găsesc o astfel de ocazie, o astfel de oportunitate. În momentul în care s-a ivit, da, se schimbase și modul de a face presă după anul 2000-2001. Alegerile parlamentare și prezidențiale din anul 2000 au avut o foarte mare influență. Bine, și cred că și Năstase, prin modul lui, de la un moment dat, era chiar, s-a ajunsese la o situație tensionată. Da, periculoasă chiar. Așa este și atunci a fost un moment în care presa, multă presă din România, a virat într-o direcție politică sau alta. Și cred că și ăsta a fost unul dintre motive. Uh-huh. Am înțeles. Bun, ei, între timp se pare că nu te-ai liniștit, nu? Nu, și ai venit cu săptămâna trecută, ne-ai, să zic așa, invitat la o conferință de presă și noi, fără să ne spui tema, da? Și am aflat că... Mi-a fost destul de greu să conving pe foștii colegi din presă. Totuși au venit, am văzut că au venit. Exact. De ce ți-a fost greu? Mi-a fost greu. E destul de greu. Resursele pe care presa, în special cea locală, le are, nu sunt, nu sunt de atât de mari. Umane, da? Resurse umane. Da, nu e atât de bogat, astfel încât e destul de greu să te împarți în toate părțile. Dar, probabil, cunoscându-mă de atâta vreme, știind că nu fac eu știu niște șmecherii cu conferința de presă respectivă, au venit chiar mulți. Le mulțumesc tuturor pe această cale, vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost. Am vrut să fie o surpriză anunțul acestui proiect și cred că am reușit să păstrez elementul surpriză până la conferința de presă. Bun, și aflăm că este vorba, și am aflat atunci că este vorba de un proiect de 750 de ani, însemnând ce? Că e momentul să încep să explici. Eu mi-aduc aminte că eram copil, aveam, nu știu, 10-12 ani și vedeam brazii aia plantați la dealul 700, era plantat în forma numărului 700, așa aleseseră sau și așa aleseseră devenii în 1969 să sărbătorească 700 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Pe mine m-a impresionat foarte tare aranjamentul ăla în forma numărului 700. Treceam pe lângă clădirea de astăzi a prefecturii, unde și acum este o placă ce ne amintește de anul 1269 ca fiind prima atestare documentară. Copil fiind, mă gândeam, mamă, ce noroc au avut cei care au participat la sărbătoarea asta de 700 de ani, ce număr frumos, rotund și ce... Deci de ani din... Da. Nu m-am născut la Deva pentru că atunci maternitatea era în renovare. Toți cei care s-au născut, sau rog, foarte mulți dintre cei care s-au născut în acel an și erau deveni, s-au născut, nu știu, la Hunedoara sau la Brad sau și în alte părți. Dar aici am trăit toată viața mea, mai puțin perioada studiilor, să zic, și... Copil fiind, mai mergeam și la bunici luni întregi. Am făcut un an de școală, am făcut la bunici, la Târgu Mureș, un an de grădiniță, la fel, dar aici am trăit toată viața. Și am fost foarte impresionat de... Mi se părea că a fost o sărbătoare cu grandoare, nu știu dacă a fost sau nu. Vreau să vorbesc și despre sărbătoarea de 700 de ani la un moment dat în emisiune, dar acum să revin la ce spune. Și uitasem de cât de tare m-a impresionat treaba cu 700 copil fiind, dar mi-am adus aminte când Bucureștiul, acum vreo 4-5 ani, a sărbătorit 555 de ani de la atestarea documentară și mi-am adus aminte de Deva, de 750. M-am gândit că va fi o sărbătoare mare. Din nou am uitat iarăși de
treaba asta și mi-am reamintit odată cu sărbătorile pentru centenar. Prin luna iunie am cumpărat website-ul Deva 750. De fapt, în aceeași zi, sincer, din frustrare că nu se prevedea niciun fel de sărbătorire, am cumpărat website-ul Deva 750, am făcut o pagină de Facebook, am cerut rezervare de denumire la Ministerul Justiției pentru asociația care să implementeze proiectul ăsta. ONG, da? Da, un ONG, o organizație neguvernamentală, se numește Asociația DEVA. DEVA cu litere mari și cu puncte între ele, poate fi abrevierea, de fapt am vrut să fie abrevierea unor însușiri pe care orașul nostru și devenii trebuie să le aibă. Că e vorba de D de la demnitate sau de la democrație, că e vorba de E de la educație, evoluție, V de la valori, A de la atitudine, ambiție, e deschisă lista. Și încet, încet ne-am pregătit pentru lansare. Am așteptat să treacă 1 decembrie ca să nu ne amestecăm cu sărbătorirea centenarului. Și astăzi suntem aici, am observat din partea tuturor, sincer spun, din partea tuturor o dorință fantastică și extraordinară de a ajuta, de a se implica, de a veni cu idei. Îi invităm pe toți cei care au idei și mai mult decât atât cei care își doresc să ajute la punerea în practică a acestor idei să vină alături de noi. Bun, sigur că este o inițiativă, spiritul civic clar e la baza acestei inițiative, foarte clar. Un spirit civic despre care, mă rog, vorbim, să zic eu, destul de mult în ultima perioadă. Am sesizat că în anumite școli, licee, care se dezvoltă și se susține, mă rog, atitudinea asta și de voluntar și de implicare în societate și în comunitate. Și este foarte bine că se întâmplă așa. Vorbim de tineri în special, da? Este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că trăim în comunitate, trăim în societate. Sunt sigur că putem să învățăm să trăim mai bine unii cu alții, să fim, nu știu, împreună. Dacă lucrăm, colaborăm, ne va fi mai bine, cu siguranță. Da, asta e destul de greu de realizat. Mă rog, generațiile din urmă vin cu așa o respingere față de asocieri, față de realizare de grupuri. Am tot felul de exemple. Mai am emisiuni cu directorul de la Direcția Agricolă și în ultimii ani am sesizat că unul din lucrurile cu care s-au luptat foarte mult a fost realizarea celor asocieri. Da? Între diferite comunități, tocmai pentru a putea trage fonduri cât mai mari, cât mai pentru proiecte importante. Oamenii nu acceptau să se asocieze, ideea asta de asociere, mă rog, mentală, era pentru ei o poveste care nu îi ajuta și nu se potrivea cu modul lor de a fi. Cu siguranță că sunt niște tare provenite din vremea cooperativelor agricole de producție, când s-a făcut colectivizarea, când averile oamenilor au fost naționalizate. Dar să nu uităm că suntem în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, am sărbătorit centenarul și unirea face puterea. Este foarte clar că am fost în cursul anului trecut la un eveniment la care a vorbit și atașatul comercial al ambasadei Olandei și care explica un pic despre modelul democratic al Olandei, care se bazează pe asociere de sute de ani. De sute de ani, oamenii au fost nevoiți să lucreze împreună, să coopereze pentru poldere. Poldere sunt recuperarea pământului din mare, astfel încât Olanda este acolo unde este pentru că are o societate în care asocierea se întâmplă de sute de ani. Și atunci asta a dus la un model democratic senzațional. Bine. Astfel cred că trebuie să se întâmple peste tot. Eu sunt sigur că dacă lângă noi, lângă inițiativa DEVA 750 vin cât mai mulți, vom fi cu atât mai buni, vom fi cu atât mai prezenți, vom fi cu atât mai
activ și mai, mai exact, implicați. Mai, exact, mai activ și mai implicați. Bun, da, și... dar 2x750 înseamnă, într-un fel, propunerea voastră, a ta, special, de a realiza în 2019 o sărbătoare a orașului, da, cu ocazia celor 750 de ani. Prin diferite forme. Și acum propune, aici, așa da. Este. Propunerea, de fapt, este de a sărbători pe întregul parcurs al anului viitor, printr-o multitudine de acțiuni și de evenimente, de inițiative care să fie civice, care să fie educative, să fie sociale, să fie sportive, să fie culturale, de orice fel. Iată, suntem la o săptămână după ce am anunțat acest proiect și încă o dată spun, deschiderea devenilor este fantastică. Am discutat deja parteneriate. Am discutat deja cu oameni care organizează evenimente de ani de zile, au evenimentele lor de ani de zile și care sunt extrem de încântați să intre sub această umbrelă mare de Deva 750 cu evenimentele pe care deja le au, dar și să participe la altele. Dar e unul care mie, în special, mi-e foarte drag, o acțiune pentru care chiar îmi doresc un manager de proiect. Cum am avut dealul 700 acum 50 de ani, vrem să plantăm numărul 750 tot așa din arbori. În momentul de față încercăm să identificăm locul potrivit pentru așa ceva, ar trebui să fie în, mă rog, ideea noastră este să fie vizibil locul de pe autostradă, că vii dintr-o direcție sau că vii dintr-alta. Odată ce vom identifica locurile potrivite, vom identifica proprietarii acelor terenuri și dacă avem acordul lor, atunci cu specialiști vom vedea și ce specie de arbori vom planta. Sperăm să facem plantarea în primăvară. Sunt două perioade foarte bune pentru plantare: primăvara, sfârșit de aprilie, luna aprilie, sfârșit de aprilie, și una în toamnă, luna octombrie, sfârșit de octombrie, poate chiar început de noiembrie. Bun, asta presupune că dimensiunea copacilor să fie, să fie suficientă pentru a crea vizibilitatea acestui număr. Important este dacă... Sau e vorba de ce urmează după? Cred că e, până la urmă, e și o chestiune simbolică, dar dacă identificăm un loc care în acest moment nu este împădurit, atunci cu siguranță vizibilitatea va fi mare. Nu știu, poate pe o pășune. Dar important este să găsim locul ăla vizibil de pe autostradă din orice direcție. Am înțeles. Și când se va realiza proiectul, o să tăiați o panglică? O să tăiem 750 de panglici ca să fim, ca să fim în ton cu, corect, cu da. Sărbătoarea. Nu cred că o să tăiem nicio panglică, dar sunt sigur că vor veni foarte mulți. Bine, la plantare. Foarte asta, mulți care să da. Participe la probabil plantare. Vom folosi foarte mulți voluntari. Cât de curând vom lansa pe website-ul proiectului deva750.ro, vom lansa niște formulare de înscriere pentru voluntari. E foarte important să știm pe câtă lume ne bazăm, să ne spună fiecare. O să fie momentul anunțat din timp. Bun, asta e deja, să zic eu, creionat acest eveniment. Mai aveți în atenție și altele? Între timp, în această săptămână care a trecut de când ai lansat proiectul, au mai apărut și alte idei? Sau? Da, da. Ba chiar au mai apărut și parteneriate. Am discutat și am stabilit parteneriate cu Biblioteca Județeană, care are sediu aici la Deva. Mă miram ca domnul Bara să nu se implice. Absolut. A fost... Întâlnirea noastră cred că nu a durat mai mult de 15 minute, timp în care am și stabilit vreo 4-5 acțiuni. Una dintre ele este legată de un concurs de cultură generală pe care Biblioteca Județeană îl organizează între liceele din județ. Citești și câștigi, cred că da, da cred da. Că a fost a 10-a ediție. E un eveniment senzațional, după părerea mea. Este extrem, extrem de îmbucurător să vedem că tinerii se implică în concursuri de cultură generală. Adică asta înseamnă că
au niște valori solide totuși după care se ghidează în viață sau, mă rog, după care își încep viața, că ei sunt încă la început. Și am căzut de acord ca una dintre temele concursului pentru anul 2019 să fie Deva. Correct. Să fie orașul Deva. Ei au pe toată perioada anului o altă acțiune tot cu Biblioteca Județeană, pe toată durata anului 2018 au o expoziție despre centenarul României și despre contribuția hunedorenilor la unirea din 1918. Pentru anul 2019 va fi ceva legat de Deva. Astea sunt gata stabilite și e grozav cât de multă deschidere am văzut din partea oamenilor. Vom face cu siguranță și evenimente sportive. O idee a mea este să îi adunăm pe toți alergătorii din Deva și pe toți cei care își doresc să alerge, cât de puțin, un minut sau două, se adunăm într-o zi, astfel încât să avem 750 de alergători care aleargă timp de 750 de minute. Fiecare, cât vrea, un minut sau două, sau o oră sau două, dar e important să avem la fiecare eveniment, la fiecare acțiune, e important să avem ceva care să întărească spiritul de comunitate pentru deveni, să avem ceva care să aibă și o componentă educativă. Asta consider foarte, foarte interesant. Vreau să merg și foarte important, e foarte important să învățăm ceva din sărbătoarea asta. Vreau să merg cât de curând, probabil nu o să apuc săptămâna asta pentru că se termină școala, începe vacanță, dar după ce reîncepe școala în ianuarie, vreau să discut cu toți directorii școlilor și liceelor din Deva, astfel încât pentru fiecare clasă din instituția lor, una dintre zilele în care se desfășoară săptămâna școală altfel să fie dedicată sărbătorii Deva 750. Împreună cu biblioteca, împreună cu muzeu, împreună cu oricine își dorește. E foarte important să avem câte o componentă educativă în tot ce vom face. Pentru copii vrem să facem foarte multe, vrem să facem nu doar pentru 1 iunie. Pentru 1 iunie iarăși avem o idee foarte, foarte drăguță, zic eu. Vom delimita o suprafață de 750 de metri pătrați pe care să facă desene pe asfalt copiii. Iar la final, 750 de copii să dea drumul în văzduh la 750 de baloane cu heliu pe care avem sigla, logo-ul Deva 750. Am venit și eu cu o sugestie, poate cei de vârsta a treia s-ar putea să fie utili în povestea asta. Fără îndoială. Ei pot veni cu niște noi vrem dovezi palpabile. Absolut. Știi? Tot da. Împreună cu biblioteca, acum că mi-am adus aminte, vrem să identificăm în arhive și printre cei de vârsta a treia, cei care își mai aduc aminte, cum s-a sărbătorit Deva 700. Bun, și hai să vorbim despre povestea asta, că propusese și acest subiect. Da, era ziarul județului în momentul ăla era Drumul Socialismului. Domnul Nicolae Stanciu de la ziarul Hunedoreanului, aflând de inițiativa noastră Deva 750, a scris un articol în care amintește că el, tânăr ziarist, a fost și el foarte entuziasmat de sărbătoarea Deva 700, astfel încât cu siguranță dumnealui sau oricine altcineva ne poate ajuta să rememorăm și sărbătoarea Deva 700. Pentru o anume finalizare a proiectului nostru Deva 750, îmi doresc să avem la finalul anului viitor să avem o colecție de 750 de fotografii frumoase și reprezentative cu Deva. Am mai discutat un alt proiect, să-i zic așa, tot de imagini. Vrem să punem la punct o arhivă digitală, sau mai bine zis, o istorie în imagini a orașului nostru. Astfel încât foarte curând vom lansa tot pe website un formular
în care îi vom ruga pe toți cei care au, care pot, care își doresc să participe la acest proiect, să ne trimită fotografii, nu știu, imagini cu gravuri, cu picturi despre orașul Deva, să ne dea numele lor. E important ca să se vadă că au contribuit la asta. Da, dacă Mircea Goian are o fotografie cu dealul Deva 700, să ne spună, da, eu, Mircea Goian, am trimis această fotografie, va fi menționat în fotografia respectivă. De asemenea, dacă știe numele fotografului, dacă sunt fotografii pentru care nu se poate identifica foarte ușor locul în care a fost făcută fotografia, să ne spună cam tot ce știe despre această fotografie și împreună cu istorici vom organiza toate aceste fotografii în mod cronologic, pe perioade. Probabil că va fi o perioadă secolul XVIII, alta va fi secolul XIX, secolul XX îl vom împărți probabil până la primul război mondial, apoi perioada interbelică, apoi vom merge pe decade sau poate chiar pe ani mai încolo. E important, cred eu, să știm mult mai multe despre orașul nostru la sfârșitul anului viitor. Ce am sesizat este că ai venit cu ideea aceasta, cu proiectul acesta, fără să bați obrazul instituțiilor. Adică ai făcut-o foarte elegant, bine, s-a subînțeles că nu, mă rog, nu s-au prea gândit unii, dar, mă rog, ai așa o anumită aptitudine destul de tolerantă față de instituții, mă refer la instituțiile de stat, da? Care ar fi fost obligate să propună asemenea sărbătoare sau asemenea eveniment sau, mă rog, asemenea întâmplare în viața de vei. De ce? Pentru că oricine poate să ajute și cred că, adică sunt sigur că se vor implica și instituțiile, așa cum am găsit deschidere de la bibliotecă. Mâine mă întâlnesc cu doamna director de la muzeu. În prima ședință de Consiliu Local anului viitor voi merge și voi prezenta, voi cere susținerea primăriei și a Consiliului Local, pentru că e un subiect, sau mă rog, o inițiativă la care toată lumea poate să contribuie și sunt sigur că foarte mulți își doresc să contribuie. Bun, ce părere ai despre modul în care s-a desfășurat centenarul, mă rog, sărbătorirea sau așa, din afară? Nu știu dacă sincer sunt eu cel potrivit. Păi, ba da, pentru că ești o generație și, până la urmă, mă rog, modul în care gândești. Nu vreau să critic, pentru că este o... Bun, e un subiect delicat, e adevărat, dar aia nu înseamnă că trebuie să acceptăm fără să avem o părere sau, mă rog. Putem să avem o părere, cu siguranță. Adică eu nu am o părere pentru că nu m-am implicat în așa ceva și dacă nu am... Bun, dar nu m-am ai avut documentat o percepție. Adică vreau să zic așa că de-a lungul acestui an s-au schimbat mai multe echipe la Ministerul Culturii pentru că, mă rog, n-aveau ce căuta pe acolo, apropo de ce subiect. Un eșec, de exemplu, al Consiliului Județean. Acum vrei să intri în politică la un moment dat sau nu? Nu-mi doresc asta. Am rezistat până acum fără să intru în politică, fără să fiu membru de partid. Sper, nu-mi doresc să devin membru de partid. De exemplu, Consiliul Județean, am participat acum jumătate de ani, 6-7 luni, la o întâlnire a ședintului cu doamna Firea, primarul Capitalei, în care s-a bătut palma și s-a stabilit că vor fi parteneriate, vor fi evenimente împreună. Nu s-a întâmplat nimic pe tema asta. Mă rog, au avut și ei câteva lucruri pe care le-au realizat. Muzeul a fost prezent, biblioteca a fost prezentă, mă refer la nivel județean, ca să zic așa. Dar, în general, eu zic că, în afară de inițiativele care au venit de multe ori din zona civică, da? Instituțiile s-au făcut, cam asta e percepția mea. Da, în principiu, instituțiile au rolul lor clar și bine definit. Păi îl au, dar, mă rog. Eu vreau ca pe întreg parcursul anului 2019 și după aceea vreau să încurajăm, cel puțin noi cu proiectul nostru, să încurajăm
acțiunea și să descurajăm nu critica constructivă, ci să descurajăm critica pur și simplu. Tocmai de aceea vreau să... Eu cred că am și încă mai am gândirea critică a unui jurnalist. Probabil că asta este și motivul pentru care n-am intrat în politică și nu cred că voi intra vreodată. Un jurnalist, știi cum e, trebuie să asculte pe toți. Sunt jurnaliști care au intrat în politică cu mare succes. Foarte bine. Da. E foarte bine. Adică dacă oamenii își doresc să intre în politică, e dreptul lor. Ba mai mult, eu încurajez pe oricine să intre în politică. Încurajez pe toată lumea să intre în politică, pentru că doar în felul ăsta putem avea, nu știu, confruntări de idei, confruntări de opinii. Ce sper eu este să învățăm să ne ascultăm, exact. În primul rând. Exact. Și da. Să învățăm să lucrăm împreună. Asta e foarte important, să învățăm să ne creăm niște proiecte și niște strategii pe termen nu doar mediu, ci chiar și lung și de care să încercăm să ne ținem. Cred că asta înseamnă este... deja viziune, ceea ce e destul de mult. Nu neapărat, e un nu știu, un plan, absolut orice cred că ar trebui făcut conform unui plan care trebuie urmat o perioadă, apoi evaluate rezultatele, văzut, hai să vedem, mai schimbăm ceva, mergem mai departe. Asta e important, să înțelegem că de fapt avem cu toții un scop comun, să trăim mai bine împreună. Bun, deocamdată trăim niște vremi așa de controversate și de tulburi. Dacă ne uităm în istorie, se sesizăm că perioadele importante și evenimentele importante pentru societatea noastră, pentru țară, totdeauna au fost oameni care și-au pus amprenta. Oameni care au și fost ascultați, dar au fost și cei care au clădit ceea ce s-a petrecut după aceea. Astăzi nu prea mai simt, nu? Ori e așa o agitație așa de mare încât nimeni nu reușește să fie recunoscut sau să impună, deci nu știu dacă e percepția mea, poate putem comenta povestea asta. Adică nu simt că există un personaj care, să zic eu, poate crea o viziune acceptată de toți, o viziune bună pentru noi, pentru români. Sau să zicem acceptată de o oareși majoritate. Așa, de toți nu. De toți da, era una, înainte. Unanimitatea un pic pe mine mă sperie. Sincer, să fiu. Da, m-am exprimat un pic forțat. Da, corect. Dar cred că poate și viteza în care trăim astăzi, cu toții, ne împiedică să ne facem planuri pe termen mediu sau lung, dar e important să o facem. Poate că, nu știu, ar trebui să accentuăm mai mult fiecare dintre noi, să ne gândim mai mult că puterea exemplului personal este extrem de mare și să încercăm prin exemplu personal fiecare să punem planuri pentru mai bine în aplicare. Adică eu am observat, e aproape un an de zile de când nu mai duc dimineața la școală copilul cu mașina, dar până înainte de a renunța la drumul cu mașina de dimineață, am observat totuși că parcă s-a mai îmbunătățit comportamentul în trafic. De ce? Dacă până acum nu prea se lăsau șoferii unul pe celălalt, acum parcă e altfel, e mai bine. Și cred că asta vine doar odată din exemplu personal, adică m-a lăsat toată pe mine unul să trec, deși el avea prioritate, și atunci și eu data viitoare poate îl las pe altul, că poate așa descongestionăm puțin traficul. Dar și pentru că oamenii au învățat, dom'le, da, e trafic, asta este. Mă descurc cu el. Acum o discuție despre trafic poate facem altă dată. Eu cred că cel puțin în orașul nostru multe se pot face legate de trafic, dar nu știu, poate în general, poate în o să România, identificăm. Da. Da, dar eu vreau să spun despre Deva 750. Da. Poate găsim câțiva dintre telespectatori care și-ar dori să se implice în niște acțiuni de educație rutieră. Da?
Sunt sigur că dacă vom apela la poliția municipiului sau la poliția județului, vom găsi sprijin. Da, da, ei au chiar au educație rutieră pentru copii, pentru cetățeni. Noi putem veni cu voluntari, putem veni cu materiale de informare, cu materiale de oricare ar fi nevoie. Adică, iată o altă idee pentru DEVA 750. Da. În general, mă rog, lumea se plânge de programa școlară, de modul în care gândit filozofia educațională în acest moment, sunt lucruri care ar trebui învățate, lucruri practice, cum e și educația rutieră, dar care, mă rog, nu prea se învață în școală sau cum e acest lucru. Sunt multe altele care fac parte din viață, dar în școală mi se umple capul la săracii copilași cu tot felul de lucruri inutile. Mai, da. Eu, ce să zic, eu am luat școala de la început odată cu clasa întâia, să zic, a copilului. În general, mi se pare că învață, sau mă rog, în mare învață cam ce învățam și noi, că au și materii în plus, care unele dintre ele par chiar în plus, altele mi se par la locul lor. Dar cred că e important, pe lângă ce fac copiii la școală, cred că e important noi să fim cei care să acordăm, noi părinții să acordăm atenția cuvenită copiilor și, de fapt, educația, până la urmă, în sarcina noastră trebuie să fie, nu să o lăsăm în sarcina școlii. Da, mă rog, eu am avut câteva exemple chiar personale în Germania, de exemplu, după 90 am fost la un prieten și am participat așa la o discuție între prieten și fiu, lui îmi povestea că, să zic eu, pârghiile financiare, da, și modul în care funcționează societatea capitalistă, da, din punct de vedere al economiei, a finanțelor, erau inoculate în comportamentul lor. Cum? Aveau în fiecare vară schimb cu câte un copil din altă țară, Anglia. Pentru a putea realiza lucrul acesta, aveau un fond, da, la care participau lunar, pe care trebuia să-l aducă copilul la școală și, prevăzut, în situația în care nu se respectă data când trebuia să aducă participarea financiară, era penalizat. Adică, acel copil era educat din școală, la o vârstă destul de fragedă, cu regulile unei societăți, mă rog. La școala noastră nu se întâmplă chestii de genul ăsta. Dau un exemplu, sunt convins că lucruri de felul ăsta sunt mult mai multe acolo. Adică, până la urmă, trebuie să-l ancorăm pe copil în realitatea înconjurătoare. Da, e foarte adevărat. Chestia asta nu o simt în școala noastră. Da, rog. Mie mi-e greu să spun, pentru că, na, din ce știu eu, deocamdată e până la clasa a 5-a, așa că ce-o fi mai departe. Dar am văzut că există inițiative private legate de educația financiară, iar în ceea ce privește sistemul de învățământ, sistemul de educație, eu cred că este puțin depășit nu doar în România, ci poate în foarte multe țări ale lumii, pentru că modul în care trăim astăzi este, după părerea mea, fundamental diferit de cum trăiam acum 10 ani. Nu vorbesc de acum 20 de ani sau de acum 50 de ani. Avalanșa de informații, avalanșa de nouă tehnologie, de este... Oh, și viteza, probabil, că și asta... Absolut, absolut. Da. Și atunci, cred că e important să încercăm să-i ajutăm pe copii, așa cum e școala, să nu lăsăm, încă o dată, să nu lăsăm educația pe umerii școlii, pentru că responsabilitatea e a noastră, a părinților, este și a școlii, dar a școlii este mai mult, cum să zic, să-i învețe și să-i instruiască din punct de vedere intelectual, dar educația tot de noi ține. Și să-i ajutăm să treacă și prin încercările școlii, e societatea în care trăim, sunt regulile ei. Dacă nu ne plac regulile, să încercăm să le schimbăm, dar până una alta, așa cum le avem, le respectăm. Bun, hai să vedem care sunt pașii următori pe care vrei să-i urmezi cu acest proiect DEVA 750. Ne apropiem de finalul emisiunii. Mai avem câteva minute, dar... Da, aș vrea
Încă o dată să mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje și de încurajare și de susținere, mesaje de participare, de implicare. Asta mi se pare important acum. Sigur că pe Facebook și de acasă din Potoliu participăm toți. Ideea este să vedem la treabă. Nu am nicio îndoială că vom avea foarte mulți voluntari la acțiunile noastre. Nu am nicio îndoială că există oameni care vor să se implice mai mult decât decât printr-o idee. Acum încercăm să punem la punct modurile de finanțare, de a atrage sponsori și parteneri. Parteneri pentru acțiuni punctuale sau parteneri pentru întreaga durata anului. Încet, încet și website-ul va fi pus la punct și vom anunța tot timpul pe pagina de Facebook pașii următori. Acum cred că e momentul să ne bucurăm cu toții de sărbătorile care se apropie și să ne gândim cu drag că avem un an înainte, 2019, un an în care să ne bucurăm împreună cu devenii de sărbătoarea DEVA 750, de modul în care o putem face cu toți împreună. Da, sunt curios, chiar încerc să fiu aproape de și să ajut, sigur, cât pot mediatic, ca promovare. Asta am remarcat și asta vreau să mulțumesc nu doar Capital TV, ci și celorlalte mijloace de informare în masă, celorlalte mass media din DEVA pentru sprijin și pe oricare dintre ele și pe toate le invităm să devină partenerii noștri în acest proiect. Pentru că, așa cum spuneai, promovarea media va fi foarte importantă. Și pentru că ne vom da seama cu toții, de fapt, de dimensiunile acestei sărbători, de dimensiunile muncii oamenilor care vor fi implicați, de dimensiunea și calitatea muncii voluntarilor care vor fi implicați în sărbătoarea asta. Bun, mulți nu înțeleg de ce neapărat trebuie să sărbătorim anumite etape, de ce e așa de important să știm din istoric ce s-a întâmplat. Sunt unii care încă nu înțeleg lucrul acesta. Cred că e important. Și trec destul de ușor pe lângă momentele. Eu cred că e important să cunoaștem istoria orașului. De ce? Pentru că vom găsi motive să ne respectăm orașul, să ne iubim orașul, să ne respectăm și să ne iubim între noi, cei care trăim împreună în orașul nostru. Așa cum spuneam acum o săptămână la lansarea proiectului, sunt sigur că există mult mai multe motive pentru care să sărbătorim orașul DEVA, dar dacă găsim doar 750, tot e bine. Dacă identificăm doar 750 pe parcursul anului viitor, tot e foarte bine. Apropo de asta, da. Spune-mi, te rog frumos, un motiv pentru care merită să ne sărbătorim orașul, merită să facem sărbătoarea DEVA 750, merită să locuim în continuare în orașul DEVA împreună cu devenii. Bun, în primul rând eu mă gândesc la identitatea. Eu sunt hunedorean, deci nu mai chiar nimerit, dar în fine, înțeleg sensul întrebării tale. Ești într-un fel adoptat de DEVA. Sunt, dar în ultimii ani cam aici muncesc. Exact. E vorba de identitate, în primul rând, și despre... Bine, mie îmi place istoria mult de tot și o perioadă în care DEVA chiar a pornit, perioada medievală. Deci, să zic așa, aș avea preocupări în zona respectivă și asta mi se pare un motiv important, să înțelegem care este identitatea. Cu perioadele, mai delicate, mai complicate, până la urmă te fac parte din viața noastră și mi se pare important să știi vorba aia, să știi de unde vii ca să știi unde mergi. Absolut, eu cred că dacă vom învăța un pic despre perioadele mai grele ale orașului, vom afla și ce soluții au găsit devenii la momentul respectiv să treacă peste perioadele alea grele și complicate.
va fi și pentru noi poate un lucru învățat care să ne ajute și pe noi. Bun, ce aș remarca în acest proiect este faptul că se vorbește despre o sărbătoare pe parcursul unui an. De obicei eram obișnuiți cu o dată, da, în 15 iunie, da, are loc sărbătoarea, sau mai, din câte știu, sărbătoarea zilele orașului. Aici deja e vorba de altă viziune. Sunt 750 de ani, cred că e un număr rotund și frumos, astfel încât să merite sărbătorit mai mult decât o singură zi. Foarte bine, zilele orașului. Trei zile sau absolut, zilele orașului sunt în fiecare an, dar nu știu, o sărbătoare de 750 de ani cred că merită ceva mai mult. Și merită în primul rând pentru că sărbătorind orașul ne sărbătorim pe noi. Da, foarte clar. Și pe noi, pe deveni. Cu asta putem și închide emisiunea noastră, pentru că e un mesaj, da? Sărbătorind orașul, ne sărbătorim pe noi. Frumos. Așa este. Succes în continuare și sper să ne mai întâlnim în diferite momente din anul DEVA 750, din acest proiect. Succes și felicitări pentru inițiativa. Mulțumim tare mult și încă o dată mulțumiri că sunteți alături de noi. Important. Numai bine. Numai succes. Bine. Dragi prieteni, a fost emisiunea de astăzi, ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Puneți umărul dacă doriți și simțiți nevoia la acest proiect DEVA 750. Vă mulțumim tare mult. Mai bine. La revedere.